Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află doamna Monica Terteliu-Băițan, șeful secției boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Suceava. Ați atins puțin în primele două părți această idee, doamna doctor. Oamenii au simptome diferite. De la dureri de cap, cum a spus dumneavoastră, și așa mai departe, n-au miros, n-au gust. De ce există această varietate de simptome? În primul rând, pentru că fiecare organism este altfel. Uh-huh. Și atunci virusul găsește organismul în mod diferit pregătit. Uh-huh. Pe un organism deficitar, pe un organism deficitar apar formele severe și atunci există o avalanșă de simptome. Uh-huh. Toată lumea începe cu febră, frisoane, dureri musculare, o oboseală ieșită din comun, însă pe un organism cu imunitatea slăbită, virusul capătă putere, se mulțește mult mai repede și atunci apar rapid și fenomenele severe de insuficiență respiratorie. La alte persoane, în special persoanele tinere, copiii, aceste simptome sunt minimale, începând cu doar o simplă oboseală pe care o poți pune pe seama supra-solicitării, da, până la dureri musculare, dar toată lumea face sport, aproape toți, iar lipsa gustului și a mirosului sunt, de fapt, simptomele care ridică semne de întrebare și care determină oamenii să apeleze la sfatul medicului și la testare. Oamenii au încercat, ca să spun așa, aceste simptome și cu gripele noastre sezoniere și poate mai severe, cu aceleași simptome, dureri musculare și așa mai departe. Da. Dar spuneți-mi, la o gripă, gustul, mirosul? Nu. Deci gustul și mirosul pot fi alterate, în niciun caz nu dispar. Ele sunt alterate datorită obstrucției nazale, adică a nasului înfundat, care determină modificări de percepție în gust și miros, dar nu din cauza că nu mai e deloc aceste sensibilități. Da, un pacient, nu știu, să-i spunem, vindecat, se poate confrunta, am înțeles din ceea ce am citit, se poate confrunta în continuare cu, spuneți-mi, cu probleme de sănătate și am înțeles, am și citit un interviu, o declarație a dumneavoastră, probleme de sănătate deloc de neglijat. Bun, recomandarea dumneavoastră care ar fi pentru un asemenea pacient care a fost negativat, nu? Așa. Că învățăm cuvinte și noi de acum, această pandemie. E o boală ciudată încă o dată, cum râd și eu cu pacienții și le spun: fiți fericiți, sunteți cel mai fericit om negativ. Atunci când le dai veștea că PCR-ul este negativ, toată lumea se bucură. Într-adevăr, formele severe sau medii severe de boală au nevoie de îngrijire și post-negativare, adică după ce boala s-a vindecat doar virusologic, însă semnele, cicatricile lăsate de acest virus, mai ales la nivel pulmonar, dar nu numai, și la nivel psihologic, și la nivel neurologic, și la nivel neurosenzorial, rămân. Astfel, pacientul are nevoie de urmărire, fie în spital, dacă încă mai are nevoie de oxigen și nu poate suplini această lipsă de oxigen cu acele aparate de oxigen de la domiciliu, sau poate mai are în continuare nevoie de tratament pentru alte afecțiuni asociate care au fost decompensate de acest virus. Da. Spuneți-mi acum că ați vorbit despre pacienți. Ce vă întreabă cel mai des pacienții infectați cu COVID-19? Întrebarea tuturor. Sigur că discuția e anormal, ca să spun, un dialog. Dumneavoastră în acel costum, pacientul cu masca pe față, doar ochii mai pot spune ceva mai mult. Am ajuns să ne înțelegem foarte bine și toată lumea ne întreabă dacă vor fi bine. Dacă vor fi bine. Da, dacă, doamna doctor, o să mă fac bine, ce spuneți? Iar faptul că suntem așa de mascați, să știți că nu exclude acest contact vizual prin care pacientul știe exact din ochii tăi dacă tu îi spui adevărul sau, din contră, doar încerci să îi creezi un confort psihic. E o altă latură urâtă a acestei boli, faptul că noi, ca medici, fiind așa de ambalați și așa de ascunși în spatele acestor măști, acestor viziere, în spatele acestor combinezoane, pacientul are doar falsa impresie că nu este un medic aproape de el, dar să știți că pe măsură ce timpul a trecut, în continuare
ținem pacientul de mână tocmai pentru a-i oferi un sprijin în plus, pentru a-i oferi acel contact care câteodată lui lipsește. Pacientul se simte și în spital, nu numai acasă, izolat prin faptul că noi purtăm aceste costumații, că el este doar cu o mască pe figură și asta are un impact psihologic negativ în plus față de virusul în sine. Frumos spus. Doamna doctor, ne întoarcem la ceea ce a spus dumneavoastră, că în special, mă rog, ca și urmări, plămânii sunt cei mai afectați, e vorba de respirație și așa mai departe. Se impune, după ce pacientul cu ajutorul dumneavoastră a fentat, haideți să mai discutăm un pic mai ușor, acest virus trebuie să facă, eu știu, investigații periodice, pulmonare sau ce alte investigații recomandați unui asemenea? Pacienții respectiv sunt chemați la control, deci pacienții care rămân cu un grad de fibroză, cu un grad de insuficiență respiratorie, sunt chemați la control la o lună. În cazul în care este necesar, se fac investigații imagistice, adică recomandăm efectuarea unui computer tomograf tocmai pentru a avea o comparație între momentul internării și momentul actual. Ulterior, în cazul în care pacientul tot nu se simte bine respirator, adică nu atinge niște saturații în oxigen confortabile pentru pacient, îl îndrumăm către serviciul de pneumologie și recuperare respiratorie. E foarte importantă această recuperare. La noi, în Suceava, secția de pneumologie este și ea secție suport COVID, așa că aceste consulturi se pot face doar în ambulator sau în alte orașe pentru recuperare respiratorie. Doamna doctor, un pacient post-COVID-19 este sau nu imun față de această boală? Se discută, iată, sunt opinii pro și contra, că dobândim imunitate pentru tot restul vieții. Eu cred că din acest punct de vedere lucrurile s-au clarificat. Nu dobândim imunitate în niciun caz pentru tot restul vieții, iar cu cât faci o formă mai ușoară de boală, cu atât ai neșansa să nu dezvolți anticorpi. Din păcate, exemplu personal este cel mai elocvent. Am făcut de 2 ori această boală și nici după al 2-lea episod, care a fost mult mai simptomatic decât primul, nu am dezvoltat anticorpi. Așa că faptul că am trecut printr-un episod de boală ne poate oferi o protecție pentru maxim de 3 luni, o protecție care trebuie verificată prin efectuarea acestor anticorpi de tip IgG. Da? Doar așa putem sta liniștiți că avem anticorp protector dacă acest titlu este cu mult peste valoarea normală. Și dacă nu avem acest titlu, cu atât mai mult trebuie ca persoana respectivă să se vaccineze. Încă un lucru de precizat este că nu contează titlul acestor anticorpi de tip IgG în momentul în care luăm decizia de vaccinare. Pentru că, așa cum discutam anterior cu o colegă, la fel este și rapelul pentru vaccinul antitetanos, pentru vaccinul antirujeoliform. Nu se testează titlul de anticorpi pentru a face un rapel pentru aceste boli. De aceea nu contează titlul de anticorpi când vrei să te vaccinezi. Dacă persoana respectivă nu este sigură și vrea să se amăgească în continuare că are un titlu de anticorp, da, poate temporiza, dar ulterior, după o lună, trebuie refăcut acest titlu de anticorp și dacă se vede că el a scăzut, cu atât mai mult este necesară și recomandabilă vaccinarea. Doamna doctor, în primele 2 părți ați recomandat sucevenilor să aibă încredere în acest vaccin. Dumneavoastră, ca specialist, ca medic, v-ați informat și sunteți de acord că au fost trecute toate etapele, da, de cercetare. Vaccinul poate fi folosit. Credeți, iarăși apelez la experiența dumneavoastră, credeți că vom avea, eu știu, un tratament standard pentru COVID-19 sau aici e deja un teren momentan, prea
Da, momentan nu există un tratament standard. Există protocoale la nivelul fiecărei țări, da, care din păcate diferă. Singurul lucru la care toată lumea medicală este și-a dat acordul pe deplin este folosirea anticoagulantelor și folosirea cortizonului în tratament, însă eficiența sau administrarea diferitelor tipuri de antivirale este în continuare controversată. Așa că, deocamdată, nu avem un tratament standard la nivel global. Avem un tratament recomandat conform protocolului național în România, pe care îl urmăm și pe care îl recomand tuturor să-l urmeze. Acum, eu am mai întrebat pe aici, pe acolo, bine, mă refer la politicieni, cum percep dumnealor această situația, această criză sanitară. Ce ar trebui să reținem noi ca societate din această criză sanitară? Ce ar fi de luat acasă, ca să spun așa, să reținem? De luat acasă... Pentru că am revenit la niște reguli simple, simple, afară de mască, da? Spălat pe mâini, mască și distanțare socială, da. Este, cred că erau recomandările și în timpul epidemiei de gripă. Da. Dacă da, vă aduceți aminte, exact, da, pe și pe care toată lumea le lua în derâdere. Eu cred că această pandemie ar fi trebuit sau ar trebui să ne facă în primul rând mai buni. Ar trebui să ne ajute să lucrăm împreună. Împreună mă refer corp medical plus populație, împreună să reușim să dovedim acest virus, pentru că dacă noi nu respectăm protocoalele și mijloacele de protecție, nu putem ajuta pacienții, dar dacă populația nu respectă aceste recomandări și reglementări de mijloace de prevenție, nu respectă recomandarea de vaccinare, nici noi nu putem să ajutăm. Și așa cum am început emisiunea și m-ați întrebat cât de grav este să nu găsești un loc la terapie intensivă, cred că fiecare ar trebui să se gândească, hai, nu că ar fi el în situația, dar ar putea fi o rudă de-a lui. Da. Și avem foarte multe situații când oameni care nu credeau în acest virus intervin ulterior cu telefoane peste telefoane și rugăminți pentru a salva ruda, mama, tatăl, bunicul respectiv. Sunt momente în care, dacă pacientul a depășit acel nivel când se mai putea face ceva, sunt momente tragice. Și gândiți-vă că și pentru noi, personalul medical, este extrem de traumatizant să vezi oameni care se uită, te țin de mână și ulterior, într-o oră, pacientul a decedat. Sunt lucruri care se pot face, s-au mutat munți și în continuare se încearcă să se mute munții și există un efort colectiv, începând de la infirmieră, începând de la portar care ajută să care pachetele pacienților, astfel încât poate primește ceva cald de acasă și pacientul se bucură și da, ridică moralul. Să știți moral, că toată lumea încearcă să ajute și fiecare om, începând de la portar, își dă seama că rolul lui acolo este extrem de important. Această umanitate de care am încercat și în continuare încercăm să dăm dovadă este cea care caracterizează această pandemie. Faptul că și noi, dar și oamenii din jurul nostru au strâns rândurile. Au strâns rândurile în încercarea de a arăta tuturor ce înseamnă această boală. Avem colegi de pe alte specialități care au venit să ne ajute și au spus: este un lucru inimaginabil ce se întâmplă pe secție în ceea ce privește suferința pacienților. Pentru că sunt pacienți conștienți până în ultima clipă, care au acea sete de aer, acea nevoie de oxigen și care îi vezi încet, încet scurgându-ți printre degete. Este un impact psihologic și asupra noastră extrem de mare. Sigur că noi am fost învățați să trecem peste și să luăm, dar nu putem spune că lucrurile acestea nu ne afectuează, cumulativ vorbind, da, zi după zi. Deci toată lumea ar trebui să înțeleagă, poate acum este un al 12-lea ceas, că împreună, acesta este cuvântul, împreună putem dovedi acest virus, dar separat, doar corpul medical sau doar cei de la guvern sau doar cei de la minister sau doar cei de la Organizația Mondială a Sănătății, separat nu putem face acest lucru.
Doamna doctor, eu vă asigur că telespectatorii Bucovina TV au aflat despre munca dumneavoastră, a colegilor dumneavoastră de acolo. Am avut invitați în ultimul an oameni care lucrează în administrație, mă rog, politicieni primari, da, care, cum am spus eu în prima parte, au fentat acest virus cu ajutorul dumneavoastră, a colectivului secției. Au vorbit foarte frumos, vă asigur, despre colectivul de acolo, despre dumneavoastră. Așa, revenind la gripă, pentru că înainte de această pandemie, din 2015, să spunem, 2014, tot auzeai tot felul de opinii. Ce rost are să merg să mă vaccinez împotriva gripei, da? Dacă se lucrează, mă vaccinez împotriva tulpinei de anul trecut, din 2013, să spunem. De ce să mă vaccinez în 2014? Ce răspundeți? Vaccinul este special făcut pentru tulpinele din anul curent. Deci vaccinarea antigripală, da, vaccinul apare la sfârșitul la sfârșitul anului anterior, tocmai cu tulpinile care se presupune că ar fi, pe baza studiilor și cercetărilor, da, că ar fi în circulație anul următor. De aceea este bine să te vaccinezi. Eu cred că un alt mesaj de luat acasă după pandemie este că e mult mai important să previi decât să aștepți să faci boala, pentru că de fapt nu știi cât de ce formă vei face. Sau poate că tu faci o formă ușoară, însă un membru al familiei tale care nu a respectat regulile de protecție, tocmai din cauza că în cadrul aceleiași familii oamenii stau împreună, contagiozitatea începe cu 2-3 zile înainte de apariția simptomelor, deci nu poți spune că te poți izola într-una din camere și sigur ceilalți membri ai familiei nu au luat nimic. Deci un alt mesaj important este că mai bine este să previi decât să faci boala. Da? La fel este și cu această boală. Unii fac forme ușoare, copiii fac forme ușoare, dar dacă transmit bunicilor sau dacă transmit mătușii care are și obezitate și hipertensiune și boală cardiacă și boală renală, aceasta cu siguranță nu va avea poate un sfârșit bun. Da. Mai avem 3-4 minute până la finalul emisiunii. Eu știu, din ceea ce vedeți dumneavoastră, din ceea ce se spune, adică sunt mulți oameni care ne recomandă, obișnuiți-vă să conviețuiți cu acest virus. Așa? Să înțelegem un mesaj și de genul ăsta? Da, momentan, având în vedere că vorbim deja de al treilea val. Da, iată că ne sperie. Va fi mai crunt? Da. Mai... Nu știm, îl așteptăm, mai este valul de după sărbători. Da. Așa se... Da, și apropo de prevenție, știți că acum de ce nu se vorbește despre gripă așa de mult? De ce? Pentru că toată lumea e obligată să... Da, să știți că noi în anii trecuți eram bombardați cu aceste comunicate de la DSPO, de la Direcția de Sănătate Publică, pneumonii, gripe... Pentru că lumea se protejează purtând mască. Pentru că purtatul măștii este o barieră împotriva transmiterii virusului, pentru că nu merg copiii la școală, da? Pentru că s-au spart acele comunități cu aglomerări de populație și atunci de asta nu se transmite. Da, doctor, oamenii vă urmăresc. Sunteți recunoscut ca și un lider în această luptă împotriva COVID-19. Și evident sunteți, nu numai dumneavoastră, cei care, specialiștii care vorbesc, care sunt pro-vaccin, care ne-au recomandat să luăm aminte că există acest virus. Ei, cei care sunt anti, nu recunosc virusul, nu sunt adepții vaccinării, ce le-ați transmite? De aici, de la Bucovina TV. Le-aș transmite că îi invit pe una dintre secțiile noastre ca să vadă pacienții de acolo. Și atunci, văzând pacienții, vor spune ei singuri dacă această boală există sau nu, dacă este o formă ușoară sau nu, dacă e ușor să treci prin această boală sau nu. Cred că și noi avem nevoie de ajutor și cred că am putea obține un ajutor și din partea acestor oameni. Doamna doctore,
Haideți să mai, adică să mai propun, să pe finalul emisiunii să mai lejer să abordăm această discuție. Dacă am putea, dacă ați putea, ce ați transmite de data aceasta virusului COVID-19? Atunci când stați, ca să spun, iată, mi-am uitat ideea, stați la o cafea dimineața când ajungeți la cabinet, la spital. Că zi dacă de zi, aș avea față în față virusul, cineva mi-a spus, la o oamenii cafea. Ăștia stau la o cafea. Dacă am virusul în față, sigur nu stau cu el la o cafea, da. Pentru că atunci e posibil să mă atace și nu știu cantitatea de anticorpi pe care o am. Dar dacă l-aș avea față în față, i-aș spune cu siguranță vom găsi o modalitate de a-l învinge. Cu siguranță noi nu ne vom lăsa și avem și răbdarea, avem și energia și dacă ni s-a terminat energia, găsim resurse suficiente pentru a nu ne da bătuți. Și tot ceea ce depinde de noi vom face și el e doar un simplu virus ca și celelalte virusuri și până la urmă s-a găsit leac pentru toate virusurile dinainte, vom găsi și pentru el. Optimistă. Încă o idee pe final emisiune. V-ați declarat nemulțumirea că din păcate n-am devenit mai buni. Odată cu venirea acestei crize sanitare. Totuși, ce se va schimba în mentalitatea, în comportamentul omenirii? După această pandemie, sau când se va mai domolia, sau când o să începem să conviețuim mai lejer cu acest virus? Cred că oamenii vor încerca să aprecieze foarte mult ceea ce au acasă. Cred că oamenii vor aprecia lucrurile simple și bucuria de a merge în parc, bucuria de a merge la un teatru, la un concert simfonic, lucruri care ne lipsesc acum. Chiar bucuria de a merge la un film pe care acum nu-l mai putem privi în cinema. Noi am uitat. Suntem așa de dezvoltați, avem mașini performante, avem calculatoare, putem face orice, afla în timp real ce se întâmplă în misiunea de pe Marte, dar uitați că acest virus ne-a arătat că nu e chiar așa, că trebuie să apreciem pe cei de lângă noi, să mulțumim de fiecare dată lui Dumnezeu că suntem sănătoși, să nu uităm să apreciem sănătatea, să apreciem pe cei care lucrează în domeniul sanitar, dar nu numai, pentru că la fel în pandemia asta ați muncit și dumneavoastră pentru a informa populația, la fel au muncit și brutarii pentru a asigura pâinea, cei de la magazinele deschise da. Pentru a asigura alimentele necesare, pentru că până la urmă s-au închis o parte din restaurante, dar ele au continuat să furnizeze mâncare da. În serviciu de take-away și comenzi la domiciliu. Da. Fiecare a încercat să se descurce și lucruri care erau obișnuite, ieșirea la un restaurant în familie sâmbătă și duminică, uitați că acum au devenit nu o realitate, aproape ceva imposibil de atins. Dar nu trebuie să ne pierdem speranța, încă o dată accentuez pe faptul că doar împreună vom reuși și atâta timp cât fiecare își recunoaște partea lui de acțiune, nu de vină, ci da. importanța rolului lui acolo unde lucrează, acolo unde merge, să poarte corect mască, să evite aglomerațiile cât se poate, poate considera că și el a contribuit la oprirea acestei pandemii, poate considera că și el a luptat împreună cu noi, personalul medical, să scadă numărul de cazuri și ar trebui să fie mândru. Doamna doctor, vă mulțumim pentru aceste vorbe, pentru acest dialog. Vă dorim în continuare succes. Mulțumesc și eu. La revedere. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!